În satul Salcia, din comuna Argetoaia, există un muzeu în aer liber. E vorba chiar de cimitir, unde aproape că nu este mormânt care să nu aibă o cruce de lemn. Frumos pictată, un ultim omagiu adus celor care au plecat din această lume. Vom găsi cruci pictate de-a lungul vremii, în ultimii 50-60 de ani. Cruci extraordinar de interesante, pentru că ele nu se găsesc decât acolo, în acel cimitir. Și, așa cum vă spuneam, această tradiție, din păcate, nu este dusă mai departe. Diferența e Maica Domnului cu copilul în brața de femeie și a de bărbat e calul. Sfântul Iodie, cum să zice, pe cale, pe cal. Și lângă văd că sunt și niște cruci micuțe. Da, ăștia sunt stâlpi. Așa se numesc. Ăsta vine cu moare mortul, vine cu el înaintea mortului. Multe dintre aceste cruci au fost făcute de Paul Balaci, unul dintre ultimii cruceri din Salcia. Pentru el, lucrul lemnului a fost tradiție de familie. Atât bunicul cât și tatăl său au fost meșteri recunoscuți în comunitate, iar el a fost singurul din cei 5 frați care a deprins acest meșteșug. A făcut și bătrânul lui, dar și pe tata nu l-a lăsat. A fost lemnar, făcea căști în sat și nu l-a lăsat deloc. E meserie, e grea. Luam lemnul între picioare de 10 metri, ascuța în săcurea de 100 de ori. Sara credea mort de obost. Primul obiect prelucrat din lemn l-a realizat la 10 ani și de atunci, din mâinile sale, au ieșit sute de cruci. Însă, nu din orice bucată de lemn iese o cruce frumoasă. Lemne mai drepte, să nu fie cu noduri, să nu fie și la 2 metri, 2 jumate, de la 80 de centimetri până la 2 jumate. Bine, truițele, cum sunt alea, la 3-4 metri, mergeați în pădure să le luați? Mergeam în pădure, luam un metru cub de lemne pe car, un metru cub jumate, depinde poziția, depinde... Veneam cu ele acasă, le curmam, le ciopleam și le tăiam, făceam dintr-un metru cub 15-20 de bucăți de cruci. Cu toate, cu brață, cu mâini, cum să văd. La cei 80 de ani ai săi, Paul Balaci își aduce aminte cu nostalgie că acest meșteșug era practicat de multe familii din sat, iar acum este pe cale să dispară și odată cu el moștenirea înaintașilor și o parte din identitatea acestor locuri. Nu prea să mă cer așa, dar eu m-am pensionat din 93 și m-am apucat atunci și m-am fost și m-am dus la Bâcleș, la Busul, la Bălăcița, la Vardeniță și la Târguri. Și atunci să mă iei să făcea și-a luat unii de visă și le pună. Pun de piatră acum, de fier și la Nișu mi-am luat de marmură să pun, dar am zis că să-mi pun de lemn. Iisus Hristos a răsânit pe cruce de lemn. A de lemn la cap înverzește și a de fier sau a de ce găroșește. Așa că nu se poate fără cruce de lemn. Da, așa fie, cât de cât, vorba, cât de mică.